Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bună seara, bine ați venit la o întâlnire mult așteptată, întâlnirea cu scriitorul rus Evgeni Vodolaskin, ale cărui bestselleruri au apărut la editura Humanitas Fiction, la raftul de Nisi. Este vorba despre romanele Laur, pe care l-am publicat în noiembrie 2014, iar Evgeni mi-a spus că suntem prima țară în care a apărut tradus romanul lui Laur. În momentul de față, romanul este în curs de traducere în peste 20 de țări. Săptămâna viitoare va apărea în Statele Unite ale Americii. Deja cronicile curg, sunt cronici superlative, dacă vă uitați pe internet, imediat le veți observa. Celălalt roman, care e proaspăt, ne-am grăbit să-l publicăm, aveam emoții că nu o să iasă pentru venirea lui Evgeni Vodolaskin, este romanul anterior romanul Laur, Sorobiov și Larionov. De asemenea, bestseller în Rusia, ambele romane sunt traduse impecabil. Am aici două doamne profesoare extraordinare care ne-au amintit adineaura să nu cumva să uit, să nu încep prin a spune ce traduceri minunate îi datorăm doamnei Adriana Liciu. Pentru Evgeni Vodolaskin, care ne-a onorat cu prezența și să știți că a făcut un adevărat sacrificiu, îmi spunea că zilnic îi vin nu știu câte invitații din diferite țări sau din Marea Rusie, din diferite părți ale ei, să participe la festivaluri, să țină conferințe la mari universități, să aibă întâlniri cu publicul. Și îi mulțumesc foarte mult și pentru faptul că a ales din multe invitații această invitație de a veni în România cu ocazia unei mini-ediții Philip de la Iași, Festivalul de Literatură și Traducere de la Iași, unde a fost pe scena Teatrului Național împreună cu Horia Roman Patavievici. De la Iași a acceptat să vină și să petreacă două zile la București, două zile pline, interviuri de dimineață până seara și iată seara îl supunem la acest eveniment care constă în lansarea romanului proaspăt trebuie apărut, Sorobiov și Larionov, și de asemenea la o discuție, nu se putea altfel, despre acest roman formidabil care este Laur. Bună seara, o ediție specială a lui Roman Horia Patavievici, înapoi la argument, având invitat pe Evgeni Vodolaskin. Invitații mei din această seară sunt o personalitate literară și culturală. Crea de asemenea, mulțumesc foarte mult că a acceptat să fie alături de noi. Este vorba despre domnul Teodor Baconski. Aș vrea să vă spun doar câteva lucruri din multe lucruri pe care ar trebui să le spun despre domnia sa. Are doctoratul în antropologie religioasă și istorie comparată a religiilor la Sorbona Paris Sartre. De asemenea, are studii postdoctorale la New York College. Domnia sa a fost ambasadorul nostru la Sfântul Scaun o perioadă, a fost ambasador și în alte locuri și, de asemenea, foarte important lucru, a fost și ministru de externe, excelență, vă mulțumim că ați venit. Are numeroase publicații în domeniul antropologiei religioase și a istoriei comparate a religiilor. De asemenea, iată un lucru inedit, a scos, vă voi spunem ultimele două apariții ale domniei sale de anul acesta,
Facebook Fabrica de Narcisism Humanitas 2014 și recent despre Necunoscut la Baroc Books. Alături de domnul Teodor Bakovski, un poet al generației tinere, un poet remarcabil, Mihail Bakulovski, care în același timp este și eseist, este și dramaturg, este și romancier, și blogger, și un mare traducător din literatura rusă în limba română. Cele mai recente apariții ale domniei sale, Biblioteca, roman la editura Casa de Palmuri Literare și Ritul Poezie, tot la editura Casa de Palmuri Literare. Toate aceste cărți le găsiți pe lângă romanele despre care vorbim astăzi, ale invitatului nostru, la casă. Domnul Evgeni Vodolasco, l-am întrebat înainte dacă vrea să citească un fragment. Și mi-a spus, nu. Mi-a ales un fragment direct în românește, repede de tot, și mi-a spus că aș vrea să citiți acest fragment și așa să începem seara. Хотел прочитать, но у меня нет текста. Денсу Аскускай читаска дамуаре тексту. Но второе соображение это то, что на неизвестном языке это скучно звучит. Пусть уж это прозвучит по-румынски, мне это очень приятно. Și vreau să mai spun că într-o limbă străină o să sune plictisitor, așa că mai bine să sune limba română și mie îmi va face plăcere. Da, 24 august, fără nicio îndoială, anul 1938. Judecând păzătușana Severii, va fi furtună la noapte. Deasupra hotelului Oreanda se strâng primii nori. Soarele lasă să cadă ultimele raze de catedrala Ioangură de Aur. Generalul merge pe strada Cecov. Privește vilegia turiștii cu genți pe plajă, cu umbrele de soare și cu prosoape pe umeri. Un în pijamale. Un tango. Ușor, parcă de departe. Crește. Deasupra orchestrei plutește vocea înaltă a unui bărbat. În spatele trunchiurilor crăpate ale cătorva salcând se vede o estradă. Instrumentele de suflat strălucesc. Strălucește banjoul. Muzicanți în costume albe și cu pălării tot albe din America Latină. Solistul e trompetist. Își dăruiește trompetei tot aerul de care dispune, abia apucă să inspire. Când da afară aerul, obrajii se umflă caragios, dar buzele sunt subțiri și sensibile. Lângă stradă stau dansatorii. Încet, încet se dau înapoi, cedând locul unei perechi. El, animal de pradă, cu părul capana corbului, obligatoriu cu cărare dreaptă, cămașa amplă, plisată, cade peste pantaloni înguși. Pe spate, o dâră udă. Ea, porumbiță în rochie albă. Când o învârtește, capul ei se lasă ușor pe spate, se lasă în voia lui, dar cu măsură. Acum e toată în brațele lui, piciorul bărbatului se înfundă în spuma rochiei, ea reușește totuși să scape, alunecându-i din brațe. De pe strada Cehov, generalul ajunge pe strada Marskaya. În stânga lui, o șaretă întoarce buruind. Pe pietrele lustruite ale pavajului, roțile ei își cam fac pe cap. Iarba s-a strecurat prin jgheabul de piatră al șanțului de scurgere. Strada duce la mare și inima generalului se umple de bucurie. De mic copil îi plăceau străzile care duc la mare. Îi plăcea cum apare pe neașteptate culoarea albastră dintre cele două șiruri de case. El vede în asta un motiv de speranță.
Așa intrăm în atmosfera romanului Soloviov și Larionov. Și pentru că era absolut plictisitor să vă prezint biobibliografia lui Evgeni Vodorasti, amplă, am făcut o pauză cu acest fragment și o să vă spun despre domnia sa numai câteva lucruri. Cei care au citit cărțile sau le au citit, au pe clapă, pe clapa dreaptă, întreaga biografie de până acum și bibliografia cărților domniei sale. S-a născut în 1964 la Kiev. A avut un străbunic general în Armata Albă și a reușit să nu fie omorât de comuniști. Și nefiind omorât de comuniști, s-a strecurat și a ajuns la Kiev, i s-a pierdut urma și acolo a fost institutor. Și așa se face că Evgeni Vodolasti s-a născut la Kiev. Corect? Da, nu a fost general. A fost participat în război, nu general. Dacă era general, nu știu. Generalul din romanul nostru scapă și îi se pare conspubat. Evgeni Vodolaskin a studiat istoria literară veche la Facultatea de Filologie din Kiev, unde și-a luat masteratul. Apoi, în 1990, și-a luat doctoratul. A ajuns la Casa Pushkin, Institutul Literaturii Ruse din Sankt Petersburg. A scris peste 100 de lucrări științifice dedicate literaturii ruse vechi, literaturii comparate din această perioadă. A participat la numeroase enciclopedii, antologii din acest domeniu, a scris eseistică multă, a scris o carte importantă dedicată mentorului lui de la Casa Pushkin, profesor mare, profesor lingvist, Lihachov, exact, căruia Evgeni Vodolaskin este foarte îndatorat. Și eu cred că undeva în acest roman chiar s-a gândit la marele lingvist în momentul în care a creionat portretul deosebit de percursant al unui profesor care îl inițiază și care îl ia sub aripa lui protectoare pe unul din cele două personaje principale, Soloviov. A debutat în beletristică în 2005 cu un roman Răpirea Pandorei. Apoi, în 2009, Răpirea Europei Pandorei. Iar în 2009 i-a apărut primul roman cu care a dat lovitura, Soloviov și Larionov. Romanul respectiv a fost declarat cartea anului în 2010, a fost finalist la premiile Varșaia Kniga și Andrei Belui și de asemenea este un roman care s-a reeditat și în 2013, când a apărut Laur și a fost marea revelație în Rusia, acest roman și-a găsit din nou și mult mai mult locul în literatura rusă actuală. Laur, instantaneu, în 2013, l-a făcut pe Evgeni Vodolaskin steaua noii literaturi din Rusia. Este de două ori câștigător acest roman al premiului Varșaia Kniga. Marea Carte este unul din cele mai importante premii din Rusia, dacă nu chiar cel mai important. A luat primul premiu întâi și premiul cititorilor în cadrul categoriilor acestui premiu și în același an a primit și premiul Asnaia Foriana, premiul Tolstoi.
Iar din 2014, automat, pentru că a primit premiul Iasnaia Baliana, este membru al juriului în acest premiu și chiar îmi spunea astăzi că trebuie să citească peste 100 de romane pentru, ca membru al juriului. Laur este tradus în peste curs de traducere în peste 20 de limbi și în momentul de față în peste 10 limbi Sorobiov și Larionov. Acesta ar fi pe scurt câteva highlights-uri legate de Evgeni Bodolaski. Poate ar trebui să vă mai spun că a trăit o bună perioadă în Germania, a obținut burse importante acolo, și-a aprofundat studiile de medievistică comparată și de asemenea a predat acolo și a publicat cărți. Sorobiov și Larionov, un roman în care prezentul este o oglindă a trecutului și trecutul, într-un fel, o oglindă a prezentului. Un roman s-a spus total de diferit de Laur, deși eu găsesc foarte multe puncte de apropiere între aceste două romane. Dar n-aș vrea să nu mai țin, aș vrea să-i dau cuvântul domnului Mihai Vaculovski, care a citit acest roman încă din momentul în care era în șpalt și care s-a pregătit pentru această seară. Mulțumesc. Dacă am zis mulțumesc, aș începe în general cu mulțumiri. În primul rând, din partea cititorilor, mulțumesc editurii Humanitas că a tradus aceste două cărți foarte, foarte bune. Mulțumiri, în al doilea rând, că l-a adus aici pe un scriitor atât de mare în vogă. E ca și cum ar veni o formație care acum este cea mai bună, nu o formație ca Scorpion sau nu știu ce, care a fost foarte bună acum nu știu câte zeci, dar nu știu sute de ani. Nu e ca și cum ar venea acum Lev Tolstoi, ci este vorba de un scriitor în vogă, acum în Rusia, este foarte, foarte apreciat în Rusia. Eu citesc presa rusă și știu ce povestesc acum. Sunteți mai mulțumim cu călătorii de la Cismigiu, Humanitas de la Cismigiu pentru găzduire și, bineînțeles, mulțumim lui Evgeni Bodolaski că a venit să-l putem vedea și auzi. Am să povestesc mai puțin ca să-l auzim, vorbesc pe repede, nu? Nu? Ok. Ca să-l auzim pe el mai mult. Românul Bodolaski a avut o soartă foarte, foarte bună, fiindcă editura Humanitas a ales să traducă mai întâi Laur, care este gen bestseller lui Bodolaski. Aici ar mulțumi de Denise Cumănescu, că asta se înțelegea că m-ați invitat. Noi împreună am lansat Laur la Brașov, la Cenaclu Chiuc, și probabil datorită atmosferii de acolo, care a avut loc în jurul acestui, care s-a format în jurul acestui roman, am ajuns și eu acum aici la București, că a fost o seară de neuitat, de la ordinea ne-a unit și ne-a dat puteri nebănuite, așa cum este și romanul foarte misterios. Și Sorobiov și Larionov are foarte mult mister în el. Laur este într-adevăr o carte, una din cărțile alea care te marchează, într-adevăr, nu poate să nu-ți placă. Eu recomand oricui Laur, nu numai celor cititorilor înrăiți sau cititorilor care au o legătură cu religia. Eu, de exemplu, n-am nicio legătură cu religia și vă asigur că se citește la fel de fain și dacă nu crezi în Dumnezeu sau în așa. Adică este chiar una dintre cărțile foarte, foarte mari ale literaturii universale. Una dintre cărțile alea care îi găsește un loc scriitorului în literatura universală. Adică v-am și recomandat la ori să citiți, dar mulți dintre voi sunt convins că deja au citit-o. Așa cum pe noi ne-a unit cartea asta, fiindcă foarte mulți dintre noi, dacă să nu zic toți, sau majoritatea, nu știam de Evgeni Bodolaski când a apărut la ori, în Rusia a fost un mare șoc apariția lui Sorobiov și la Larionov.
Când a apărut Soloveu și Larionov, citorii și critici ruși nu prea știau de unde să le ia pe Vodolazchi, fiindcă dumnealui este un om de știință cunoscut în lumea științifică, în altă lume decât cea literară. Și atunci Soloveu și Larionov au avut și o critică excepțională, foarte bună, nu știu nicio cronică care a fost negativă sau a fi criticat romanul. Toată lumea a fost uimită de cât de bine este scris acest roman. Și așa este, este foarte bine scris și foarte bine tradus, ambele romane sunt foarte bine traduse, se citesc perfect, cu mare plăcere, chiar dacă Soloveu și Larionov este considerat un detectiv filologic, așa i-au zis rușii, un detectiv filologic, nu un roman istoric, ci mai degrabă ceva legat de filologie. Asta pentru că unul din cele două personaje principale, ați înțeles că sunt două personaje principale din titlu, Soloveu și Larionov. Soloveu este un istoric tânăr de zilele noastre, care studiază biografia lui Larionov, care este un general avangardist care a luptat împotriva armatei roșii, a fost ultimul care a luptat cu ei, a bătut mereu, bineînțeles că la sfârșit trebuie să pierdă, fiindcă altfel nu exista lumea sovietică, știe toată lumea ce înseamnă lumea sovietică, nu avea nicio treabă cu roșu, ci cu alb, ci cu roșu. Aici chiar l-aș întreba pe domnul Vodolazchi, dacă poate mai încolo, dacă faptul că a avut un bunic avangardist i-a influențat cumva cariera în timpul Uniunii Sovietice. Altă întrebare ar fi dacă a avut alte variante de titlu în afară de Soloveu și Larionov. În fine, am început întrebările. Romanul are două planuri. Primul plan este în zilele noastre când Soloveu studiază biografia lui Larionov și al doilea plan este chiar biografia lui Larionov, care este descrisă de parcă s-a întâmplat acum, la prezent. Dar Evgenie Vodolazchi are o obsesie, timpul, mai degrabă atemporalitatea. Ați văzut în Laur că timpul este foarte, foarte important pentru el. Arsenii povestește că totul este în afara timpului, că timpul nu prea contează. Zice că ceea ce contează sunt numai stările general umane, cum ar fi și dragostea, bineînțeles. Ambele romane sunt și de dragoste. Și în Soloveu și Larionov timpul este cumva în afara granițelor. Timpul rupe granița dintre realitate și ficțiune, timpul nu prea contează la un moment dat. Scena aia din Palatul Vorontsov, unde nepoata, de fapt fiica femeii care a scris manuscrisele dictate de Larionov, îl duce pe Soloveu și fac acolo dragoste, într-un palat istoric, vă dați seama. Și atunci timpul chiar își pierde orice sens, este la fel ca și cum Arsenii merge cu acel mag italian și acela îi spune aici simți că se va întâmpla lucruri oribile, era vorba de Auschwitz și acțiunea avea loc în Evul Mediu. Sau atunci când Arsenii vede pe câmp o sticlă de plastic, adică în Evul Mediu nu putea să fie o sticlă de plastic, dar prin faptul ăsta Evgenie Vodolazchi când spune că timpul nu există. Bineînțeles că recomand și Soloveu și Larionov și Laur, sunt două cărți foarte, foarte bune, despre care vă spune mai multe, poate Evgenie Vodolazchi și nu numai domnul Bacunski. Bună seara tuturor, domnilor și domnilor. Cred că și sper că domnul Vodolazchi se va simți foarte bine în România. Mi-e teamă că această celebritate crescândă îi va răpi timpul pentru afectat creației și spune că să nu se va întâmpla așa și că va oferi cititorilor săi și alte întruchipări romanești. Sunt de asemenea impresionat liniuță din
intimidat, poate, de faptul că, iată, prin generozitatea unor în jurul meșterilor și Vindecare și Humanitas, se dovedește faptul că intelectualitatea oamenii care iubesc cultura în România nu au superstiții geopolitice. Sigur că noi avem o memorie extrem de încărcată a relațiilor română-ruse, dar ce vină au creatorii? Conform principiului nu trageți în pianist, ar trebui să ne ridicăm deasupra acestor vicisitudini și să încercăm pe toate cărcăile disponibile să arcuim o punte între țările noastre, între elita lor intelectuală și din punctul ăsta de vedere oferta de carte rusească tradusă recent în românești este abundentă și inspiratoare. Și ce m-a bucurat și m-a stimulat intelectual în laur, pentru că Soloviev și Larionov, recunosc, n-am apucat să le citesc, este în primul rând faptul că domnul Vodolaschin scoate din marea adâncimi istorice, de sub un strat gros de amnezie calculată, cel puțin în timpul comunismului, o matrice spirituală care e comună. Suntem nații majoritar ortodoxe, modelate de aceleași, sub același cer, sub același imaginar teologic, în același orizont speculativ. Și, din păcate, tot ce s-a întâmplat de la 1812 până în 1990, să spunem, și mult, și chiar până azi, ne-a făcut să ne privim ca și cum am fi aparținut unor lumi diferite și din ce în ce mai distante. De aceea când văd la un metru de mine un important scriitor rus, care este doar cu un an mai tânăr ca mine, ca să zic așa, aparține în aceleași generații, încerc să-mi trezăresc ceva. Să dau la o parte pâcla care s-a așezat peste raporturile directe română-ruse și să sper că vom apuca și ceva mai transparent, mai bun. Prin transparență nu înțeleg glasnost, deci mai degrabă un dialog direct și o regăsire a surselor comune. Sursele noastre comune sunt cele biblico-patristice într-un Commonwealth post-bizantin. Și trebuie să vedem că nu cred că seva noastră ca națiune din acest Commonwealth bizantin are un viitor vital fără ca popoarele care s-au format în acest matrice stilistică să găsească o cale de a dialoga, de a-și întreține identitatea dincolo de accidentele ideologice ale modernității. De ce fac aceste considerații preliminare? Pentru că eroul Laur este un nebun într-o Hristos. S-a întâmplat ca un capitol din teza mea doctorală să atace exact acest fenomen de sorginte medio-orientală și bizantină, nebunii într-o Hristos, care au avut o carieră fulminantă ceva mai târziu, în toată Rusia. Și cred că, totuși, cheia romanului e această formă de insurecție spirituală, această tactică de provocare a scandalului, care e ca ramură în spiritualitatea și mistica și ascetica Orientului creștin, o categorie extrem de importantă. Evident, puțină lume a luat contact cu asta, pentru că, deși aș putea spune că nebunia pentru Hristos are avataruri moderne și postmoderne care au meritat studiate. Ce erau aceștia? Vă fac o scurtă prezentare, dar așa, ca să înțelegeți și cei care au citit Laur și cei care urmează să citiți cartea. S-a venit mult aici la lansarea pe care
Da? Bine, am să mă rezum atunci. Da. În același, poate cei care nu au fost ar trebui să știe că Nebunul pentru Hristos, și sunt trei în roman, protagonistul și un anume Carp și un anume Foma. Deci e o adevărată echipă de nebuni pentru Hristos. Este un creștin care e convins că creștinismul s-a veștejit în jurul lui și a pierdut reperele. Și, prin urmare, hotărăște să întruchipeze o lume pe dos. O lume în care toate conveniențele, sursă de ipocrizie colectivă, sunt luate la șuturi. De pildă, un Andrei Zalos din Bizanț intra gol în băile feminine. Vedea cu nuci din balconul bisericii în credincioșii divoși de la parter. Mânca un cârnat suculent în Vinerea Mare, etc. Viața lui un adevărat roman, în acest sens, în care ideea urmărită de toți aceștia era că dacă nu zgârții copacul, să umple de paraziți și de false impresii sau percepții. Și se regăsește în Vaul chestia asta. Până la sfârșit, eroul care se sacrifică pe sine și se estompează pe sine de-a lungul întregii cărți, se sacrifică pentru asumând păcatul altcuiva, unei presupuse femei păcătoase, da? Și este exclus, practic, din comunitate. Dar comunitatea se autopedepsește pentru nedreptatea comisă, descoperind după moartea lui Laur, care era deja ieroschi monah, că au maltratat un sfânt și că, deci, comunitatea va trebui de acum încolo să meargă după principiile celui nedreptățit și exclus și nu după alte principii, după acelea demonstrat greșite. Cred că, pornind de aici, se organizează materialul narrativ al întregului volum și că asta face, dacă vreți, transmite către o societate post-sovietică radical secularizată, pentru că asta a fost comunismul. Un substitut religios, agresiv și dizolvant al creștinismului. E bine, transmite domnul Podolaschi, cred, și acest mesaj de revival religios și o face într-un context postmodern în care nu puteau lipsi micile ironii, autoironii, trimiterile ludic organizate către diverse surse pe care cititorul mai cultivat are plăcerea de a le identifica. Cum spunea și domnul Vaculovski, da, sunt toate semnele unei condiții atemporale a eroilor cărții, pentru că într-adevăr ce se caută un pet, o sticlă de plastic într-o grădină din secolul XV, rusesc. Asta e vorba de o abordare, să spunem, sincronică și o noutate, spunem, în literatura rusă, pentru că literatura rusă e destul de cronicărească, totuși de narrativă, de anecdotică, nu este neapărat ocupată cu o metafizică a timpului, chiar și la autorii care în oglindă sunt veșnic opozabili, Tolstoi și Dostoevski. Tolstoi e din plin pe desfășurarea dialectică a istoriei și pe ocupat cu filozofia istoriei și la Dostoevski iarăși apare un fundal de temporalitate creștină, ancorat escatologic, dar nu neapărat o reflexie sistematică asupra timpului. Deci și aici este, dacă vreți, un punct de vedere insolit în tradiția literară rusească. Eu am citit și alte cărți din Nou Val, de romancieri, în principiu, ruși, și am văzut că, așa cum fac mai
elitele din toate domeniile, din toate țările postcomuniste, mulți calchează rețetarul literaturii postmoderne într-un mod câteodată mai original decât originalul, dar în cele mai multe cazuri destul de mimetic, așa, și cu un complex al întârzierii pe care, bineînțeles, orice om din elita postcomunistă îl are. Ori aici mi se pare laudabil faptul că Evgeni Vodoraschin nu pare să aibă să fie copleșit de un complex mimetic. Nu pare obsedat să fie la paj, să fie recunoscută critica literară în mainstream. Și asta este o autonomie asumată, care, iată, e pe iartă. Aduce considerația și atenția publică pe care o merită oricine iese în mod curajos și onest în afara drumului bătut. Mă limitez deocamdată la aceste preliminarii exegetice și cred că va fi foarte interesant să auzim ce întrebări va inspira prezența domnului Vodoraschin, fie că vin din partea celor care deja îl îndrăgesc și îl apreciază, fie că vin din partea novicilor. Vă mulțumesc. Ce spunea domnul Bafonski, mi-a amintit de faptul că Evgeni Vodoraschin este atât de original încât nu seamănă nici măcar cu scriitorii ruși în vogă, care sunt, într-adevăr, foarte, foarte buni. Începând cu Benedict Erofeev, Victor Erofeev, ambii Erofeev foarte buni, Mamleev, care a fost excepțional și foarte, foarte respectat de tineri scriitori, Sorokin, Pelevin, Prelepin și mai noi Mihail Elizarov și Lorchenkov. Lorchenkov este un scriitor, apropo, născut la Chișinău, de limba rusă, care a câștigat toate marile premii în Rusia și toți credeau că este Rusia, pur și simplu era de plas la Chișinău, a locuit mereu la Chișinău, acum ne-a părăsit peste în Canada. Păi Evgeni Vodoraschin, deși postmodern, mai ales în Solovyov și la Dionov, aici sunt foarte multe trimite false, sunt foarte multe link-uri care te induc în adoare, combine Tolstoi și Dostoievski, de acolo s-a zis, și o nume a unui, altuia, titluri, nume, o să găsiți foarte multe informații distractive, hedonismul este la el acasă. Vreau să accentuez originalitatea asta, chiar și față de scriitorii de vârsta lui sau mai tineri. Numai atât aș adăuga că există un palier de intertextualitate, adică recunoști în minuțiozitatea descrierii botanice, cuvântuți magice, în paralel la, mă rog, tehnica, cuvântul evocator din parfumul, Zyuskin, sau ai mici elemente de cronică de anchetă detectivă, care, bineînțeles, că te trimit cu gândul la Inoma de la Rosa, sau există o punere în scenă a actului magic, care de asemenea te face să te gândești la L'œuvre noire, al lui Marguerite Yourcenar. Deci, sigur că omul e citit, are niște modele în minte, dar nu se lasă subjugat de acest joc intertextual postmodern. Și așa cum în Moscova Petrușchi găsiți toate cocktailurile de alcoolice, aici, în Laur, găsiți toate leacurile din Bădești și leacurile tradiționale cu ierburi, cu tradiționale. Cerofeev e delirium tren. Da, la Cerofeev, într-adevăr, e delirium, așa este, dar nici cocktailurile nu există în realitate în Rusia, cele descrise la Cerofeev. Pe când leacurile, mă tem că sunt cam toate adevărate. Și dacă tot mi-am amintit de Erofeev, Laur ar fi putut fi subtitrat poem, așa cum Gogol și-a zis la Suflete moarte, sau Erofeev la Moscova Petrușchi. Când am avut lansare, eu chiar am scos câteva bucățele de texte din Laur și am citit unul ca poem. Îl poți tăia la mijlocul paginii și poți citi ca un poem foarte bun. Cred că acum a venit momentul
să-i dăm cuvântul lui Evgeni Văbălaschin, mai ales că deja i s-au pus două sau trei întrebări din partea lui Mihai Vaculovski. Le poți repeta? Dacă au fost și alte variante la Sorojov și la Leonu, dar nu. Прежде всего, я хочу сказать слова глубокой благодарности. В первую очередь, хочу сказать глубокое знание. Вы знаете, писатели, когда путешествуют, они любят делать комплименты своей аудитории. Знаете, как вы знаете, вероятно, писатели, когда путешествуют, они любят делать комплименты своей аудитории. Я хочу сказать вам не комплимент, а просто факт. Eu nu vreau să vă fac un compliment, pur și simplu vreau să vă spun un fapt. Столько умных, добрых и хороших оценок, сколько я слышал в Румынии, я не слышал нигде. Atâtea apreciări bune și calde cât am auzit în România, n-am auzit nicăieri. Меня удивляет тонкая, знающая и умная публика здесь. Pe mine mă miră acest public foarte cunoscător, mult cunoscător și care este foarte fin. Я действительно очень-очень тронут. Și într-adevăr sunt foarte impresionat, foarte impresionat. Вы знаете, это счастье, что я приехал в Румынию. Și vreau să vă spun că este o fericire că am venit în România. Колега говорил о том, что Румыния отнимает у меня дни работы. Коллега наша сказала, что Румыния у меня день зелени де лукру. А я думаю, может мне здесь остаться? Я думаю, мы не спадем за Румынаич. Мы могли бы собираться, беседовать. А мы да, санаду нам, за дискутам. А я бы продолжал писать. Ши я ваш континуался скрип. Вот надо будет подумать, но я хочу поблагодарить моих коллег за глубокий, серьезный и доброжелательный анализ. Я хочу поблагодарить коллегам за глубокую анализу и доброжелательную. Вы знаете, как здорово, что можно вот, говорить умно и доброжелательно одновременно. Если минунат, как можно говорить и дешепт, и доброжелательно на același тимп. Русские критики часто говорят или умно, или доброжелательно. Критики русские адреса говорят фие фанта дештепт, фие виновойто. Вот. Так что Румыния теперь занимает в моей жизни особое место. Акшака Румыния акум окупа ин вьяца мя он лог деосебит. Теперь о вопросах. Значит, Соловьев и Ларионов это название. Я вам скажу, вы будете, наверное, смеяться, но мне понравилось, как звучат эти фамилии. Ничего, что привешь титул Соловьев и Ларионов, сар путя са рыдесь, да мне маплеку кум суна acestе nume. Есть какая-то музыка и ритм. Есть уарекаре музикалитате и ритм. Вот. А кроме того, здесь речь идет о двух человек. Și pe lângă aceasta, aici este vorba despre doi oameni. Очень тесно связаны друг с другом, несмотря на то, что один жив, другой мертв. Care au o legătură foarte strânsă între ei, neavând în vedere faptul că unul trăiește și altul este mort. И мне повезло с этим романом еще в одном отношении. Și am avut succes cu acest roman și dintr-un alt punct de vedere. Проиллюстрировал этот роман великий русский художник Михаил Шемякин. Acest роман a fost ilustrat de marele pictor rus Михаил Шемякин. И вот он нарисовал Соловьева и Ларионова и связал их колючей проволокой. El a desenat pe Соловьев și pe Ларионов și i-a legat cu o sârmă ghimbată. Так связаны исследователи и предмет его исследования. Așa este legat cercetătorul și obiectul cercetării lui. Теперь я могу про дедушке, который, к сожалению, не был генералом. Iar acum despre bunicul meu, care, din păcate, nu a fost general.
Он был директором гимназии в Петербурге. Я был директором одной гимназии в Петербурге. После того, как произошел Октябрьский переворот, și după lovitura de stat din luna octombrie, он пошел добровольцем в Белую армию. El a plecat ca voluntar în Armata Albă. И потом он, когда Белая армия была разгромлена, он бежал на Украину. Și când Armata Albă a fost învinsă, el a fugit în Ucraina. Кто читал Белую гвардию Булгакова, тот помнит этот процесс. Cine a citit Garda Albă a lui Bulgakov își aduce aminte de acest proces. И вот он устроился на Украине работать учителем, как и в Петербурге. Și el s-a angajat în Ucraina să lucreze ca profesor, la fel ca și la Petersburg. Но он был человеком с юмором. Însă el era un om cu simțul umorului. И иногда он выступал на собраниях общественных, которые были обязательны в советское время. Și uneori lua cuvântul la ședințele acele obștești care obligatorii în vremurile sovietice. Он выступал в качестве ветерана гражданской войны. Și el lua cuvântul în calitate de veteran al războiului civil. Просто он не конкретизировал, с какой стороны он участвовал. Dar nu spunea concret de ce parte luptase. Мне очень захотелось посвятить ему этот роман. Și mi-am dorit foarte mult să-i dedic lui acest roman. Вот, мне кажется, я ответил на эти вопросы. Cred că am răspuns la întrebările dumneavoastră. Dacă doriți, mai răspund. Вы знаете, я хочу призвать задавать вопросы. Это самое интересное. Știți, ar dori să vă rog să puneți întrebări, pentru că aceasta este lucru cel mai interesant. Я могу сказать, что у меня нет вопросов, на которые я не готов ответить. Și pot să vă spun că nu am întrebări la care nu sunt pregătit să răspund. Не потому, что я все знаю. Și asta nu pentru că știi totul. А потому, что я не боюсь никаких вопросов. Ci pentru că nu mă tem de niciun fel de întrebări. Мне кажется, что вот такой способ отношений с залом самый интересный. Мне mi se pare că această interrelaționare cu sala este cea mai interesantă. У любого писателя есть сценарий, разные сценарии общения. Oricare scriitor are scenarii diferite de comunicare. Но поверьте, самый интересный сценарий – это тот, который пишут слушатели. Dar vă rog să mă credeți că cel mai interesant scenariu este cel pe care îl scrie, scrie auditorul. Dacă e vorba de provocare, încep tot eu. V-ați născut și... Cred că se aude. V-ați născut în Kiev și v-ați format tot acolo. Ucraina, vă pot considera... Nu se aude? Nu se aude. Da, se aude. V-ați născut și v-ați format în Kiev. Cât ucrainenii vă pot considera scriitor ucrainean? Mă ascultă în ucraineni, mă pot citra de toată ucraineni de sate. Ой, я русский. Eu sunt rus. Кроме России, это страшно где-то заявлять. Sigur că în afară de Rusia, ți-e teamă să spui acest lucru în altă parte. Но может быть в Сербии. Poate în Serbia. Там бить не буду. Acolo probabil că nu o să te bată. Вот. Я очень люблю Украину. Iubesc foarte mult Ucraina. Я говорю по-украински. Și vorbesc în ucrainean. У меня много друзей украинцев. Am o mulțime de prieteni în Ucraina. Написал я всегда по-русски. Dar întotdeauna am scris în rusă, în limba rusă. Мне очень больно за то, что происходит сейчас. Și mă doare foarte mult ceea ce se petrece acum. Это такая открытая рана на сердце. Este o rană deschisă în inima mea. Вот. Я не знаю, если бы украинцы меня считали украинским писателем, наверное, я был бы счастлив. Nu știu, dacă ucrainenii m-ar fi considerat un scriitor ucrainean, probabil că aș fi fost fericit. Но дело в том, что писатель обычно все-таки является, принадлежит той культуре, на языке, которую он пишет. Însă cred că un scriitor aparține acelei culturi în limba care ea scrie. То есть я думаю, что я все-таки русский. Eu totuși cred că sunt un scriitor rus. E o onoare să vă
vreau să vă întreb, nu știu dacă ați văzut un film rusesc, se cheamă Ostrov, care a intrat oricum în bibliotecile călugărești ca un fel de material complementar al textelor dogmatice și... Laura, cred că în curând se apropie de același statut, așa de, no, să spunem, lucrare îngăduită, un set de prezență lumească îngăduită în biblioteca unui monar. Cred că nu știu dacă asta e de bine sau de rău și de-aia vreau să vă întreb chiar pe dumneavoastră. Pentru că, de exemplu, Ray Bradbury insista că Fahrenheit 451 nu e o carte despre cenzură. Ce fel de carte nu este, Laura? Adică... Спасибо за вопрос. Вы знаете, Лаур не является историческим романом. Mulțumesc pentru întrebare. Vreau să spun că Лаур nu este un roman istoric. Я написал под заголовок не исторический роман. Și am scris acea notare că nu este un roman istoric. Меня все спрашивают, зачем ты это написал? Și toți mă întreabă, dar de ce ai scris acest lucru? Я говорю, чтобы не тратили деньги те, кто любит исторические романы. Eu le răspund ca să nu cheltuiască bani cei care le plac romanele istorice. Книги в России дорогие. Cărțile în Rusia sunt scumpe. Поэтому, ну что люди будут покупать, а потом ругаться, а еще, может быть, потребуют с меня деньги обратно. Așa că de ce să cumpere oamenii romanul, pe urmă să se supere și poate chiar să-mi ceară banii înapoi? Если говорить серьезно, то я действительно хотел объявить, что это не имеет никакого отношения к историческим романам. Я, dacă e să vorbim serios, chiar am vrut să anunț că nu are nicio legătură cu romanele istorice. Исторический роман – это роман обычно о событиях, как они происходили. Un roman istoric este de obicei o carte care spune despre evenimentele așa cum s-au petrecut ele în istorie. Или романы, посвященные альтернативной истории. Sau romane dedicate unei istorii alternative. Как могло бы быть? Cum ar fi putut să fie? Но меня история не интересует. Dar pe mine nu mă interesează istoria. Если пользоваться выражением Михаила Лермонтова. Și dacă ar fi să folosesc expresia lui Михаил Лермонтов. Меня интересует история души. Pe mine mă interesează istoria sufletului. Я вообще, я историк. Eu sunt istoric. Потому что, хотя я формально филолог, занимаюсь я делом историка. Deși eu oficial așa sunt filolog, însă mă ocup cu o treabă istorică, cu lucruri istorice. И в качестве человека, который занимается историей, și în calitatea omului care se ocupă de istorie, я говорю, не переоценивайте историю. Eu pot să spun să nu supraevaluați istoria. История – это аквариум. История este ca un acvariu. Который создан для рыб. Care este creat pentru pești. Вот мы те рыбы, для которых создан аквариум. Iar noi suntem acei pești pentru care a fost creat acvariul. История – это рама. История este o ramă. А мы рисуем тот портрет, который должен там быть. Iar noi desenăm acel portret care ar trebui să fie acolo. Я немножко утрирую. Да, exagerez puțin. Я очень люблю историю. Place foarte mult istoria. Но разве наша жизнь это не история сама по себе? Dar oare viața noastră nu este ea o istorie în sine? И ее частью является всемирная история. Și partea ei este istoria universală. История не имеет цели. Istoria nu are țeluri. Я об этом говорю и в Лавре, и в Соловьеве, и Ларионове. Și despre aceasta vorbesc și în Lavru, și în Соловьев, și în Ларионов. Допустим, у русских одни цели, у немцев другие. De exemplu, rușii au unele țeluri, germanii au altele, polonezii au alte țeluri. Какая у них у всех общая цель? Și care este țelul comun al tuturor? Мне это напоминает русский анекдот о двух сибиряках.
Aceasta mi-aduce aminte de o glumă, o anecdotă rusească despre doi siberieni. Люди в Сибири любят пить чай с блюдца. Oamenilor în Siberia le place să bea ceaiul din farfurioară. Сидят Иванов и Петров. Stă Иванов și Петров. И пьют чай. Și beau чай. Иванов говорит: «Нехорошо, Петров, нехорошо, к жене моей ходишь». Иванов spune: «Nu e bine, Петров, nu e bine, mergi la soția mea». Mergi vizită la soție. А Петров отвечает: «Не пойму я вас, Ивановых, ты говоришь нехорошо, она говорит хорошо». Ну, вы înțeleg, iar el răspunde: «Nu vă înțeleg pe voi, Ivanovi, tu spui că nu e bine, soția ta spune că e bine». Речь идет о том, что общей цели нет. Ideea este că nu există un cel comun. Речь идет о том, что цель есть у человека. Ideea este că celul, omul are un cel. У личности. Personalitatea are un cel. И цели нету у истории как таковой. Iar istoria în sine nu are un cel. Эти романы оба, они об истории. Aceste romane, ambele, sunt despre istorie. О том, какие плюсы и какие минусы у нее есть. Despre plusurile și minusurile istoriei. И вот, когда я написал, что Лавр – это не исторический роман. Și atunci când am scris că Лавр nu este un roman istoric. Я хотел подчеркнуть, что это не не исследование событий. Am pus să subliniez că nu este o cercetare a evenimentelor. Это исследование человека. Ci este o cercetare a omului. На мой взгляд, настоящая литература это она только о человеке. După părerea mea, o literatură reală este doar cea care scrie despre om. Если фантастический роман исследует только вопросы будущего и вопросы воды на Марсе, это не литература. Dacă un roman istoric cercetează viitorul și dacă există apă pe Marte, asta nu este literatură. Если исторический роман исследует, что ел Наполеон перед Ватерлоо, это не литература. Dacă un roman istoric cercetează ce a mâncat Napoleon înainte de Waterloo, aceasta nu e literatură. Если детектив исследует, кто убийца, это не литература. Я так într-un роман детектив полицист se cercetează, se studiază cine este ucigașul, aceasta nu este literatură. Литературой эти тексты становятся тогда, когда роман о воде на Марсе рассказывает о людях, которые ее ищут. Aceste cărți devin romane, cum ar fi cel cu căutarea apei pe Marte, devin literatură atunci când se scrie despre oamenii care caută această apă. Детективы становятся литературой тогда, когда они создают удивительные образы. Патера Брауна. Deci, iar un roman polițist devine literatură atunci când creează anumite personaje. Патер Браун. Ca părintele Браун. Шерлок Холмс. Шерлок Холмс, Пуаро и так далее. И что касается Наполеона, о котором я забыл, то литературой становится роман не тогда, когда он говорит о том, что ел Наполеон. Литература devine роман, роман devine литература, но о том, что он говорит, что мынка Наполеон. А о том, что он думал. Și la ce se gândea înainte de Waterloo. Как он готовился к этому. Și cum se pregătea pentru aceasta. Как он воспринял свое поражение. Și cum a resimțit înfrângerea. Вот я пытался вообще избежать великих и знаменитых в своем романе. Eu am încercat să nu vorbesc despre oamenii renumiți în romanele mele. Последнее в ответе на этот вопрос, поскольку не было реакции на анекдот, может быть, я его плохо рассказал, но я могу его рассказать еще раз. Și în încheierea acestui răspuns, pentru că n-a fost nicio reacție la anecdota aceea, poate nu mai spune o dată, mai spune o dată.
Poate n-am spus-o bine. Eu prășu pădeați rucul, cătă poneu acest anecdot. Da, vă rog să ridicați mâna cine a înțeles această anecdotă. Da. Ну, большая часть поняла. Да, да. Все, тогда я просто подумал, что, может быть, он был как-то иначе воспринят. Но я потом, может быть, расскажу еще какой-нибудь анекдот, мы проверим. Мам, я дико, фате, ну, сам целес вам. Меня дам сам мать спун, как ума еще альтер глума. Вот. Есть еще вопросы? А вы этим требовали? Доброе день, Ивана Ласкин. Романele dumneavoastră sunt printre primele creații din literatura rusă după multe, multe decenii, care valorifică creativ această relație cu trecutul istoric îndepărtat și cu spiritualitatea rusă pravoslavnică. Astfel de lucruri se întâmplă uneori, să zicem, și în alte câmpuri literare. Uneori se mai întâmplă cât de ceva și literatura română, se întâmplă și în filmul ruscul, bine știm. Întrebarea mea este despre poziționarea scriitorului postmodern sau lumii culturale postmoderne față de acest trecut de maximă densitate a spiritualității ortodoxe răsăritene. Primul fenomen care s-a întâmplat în România după anii 90. Da, deci trebuie să prezint un mic fundat ca să fie întrebarea, ca să înțeleagă omul despre ce s-a întâmplat. Primul fenomen care s-a întâmplat a fost de ieșite în fază a unor intelectuali care au asimilat bine această cultură medievală și au prezentat-o în operele lor oarecum într-un, să zicem, într-un mod de a cita, într-un mod, deci în fază de obediență față de această cultură foarte înaltă spiritual. Altă direcție a fost dimpotrivă, cea, hai să zicem, explicit postmodernă de practicare a ludicului în care, hai să zicem, scriitorul poate nepregătit spiritual se juca cu orice valoare a restapului. Care dintre aceste direcții vi se pare dumneavoastră salvatoare din punct de vedere scriitoricesc, literar, dar și din punct de vedere uman, ontologic? Aceasta e întrebarea. Спасибо, это очень важный вопрос. Вам интересно, что он требует очень важно. Что такое постмодернизм? Сейчас самое постмодернизм. Это во многом стремление культуры отрицать себя. А часто есть нормальная масса тенденция культуры для себя пресине. Постмодернизм деструктивен. Постмодернизм есть деструктив. Я это употребляю совсем не в негативном смысле. Я употребляю это не в смысле негатив. Просто иногда культуре нужно отрицать саму себя. Пуши симплю, когда культура ревоя со се неге по сине инсуш. Но постмодернизма уже нет. Ну, не existует постмодернизм. Он закончился. Сатеринат. Просто потому, что нельзя смеяться бесконечно. Doar pentru faptul că nu poți să râzi fără sfârșit. Postmodernism obișnă разрушал смехом. Postmodernismul în general distrugea prin râs. Он разрушал, русские постмодернисты разрушали советскую социал. Rușii postmoderniști distrugeau alta socială. Социалистический реализм. Реализм социалист. Критический реализм. И реализм критик. Вообще все, что можно разрушить. На самом деле кое-что осталось. Постмодернизм переоценил свои силы. Постмодернизм реевалвал И сейчас постмодернизм
превратился в нечто другое, чему еще пока нет названия. Și acum postmodernismul s-a transformat în ceva care încă nu are niciun nume. Он перестал смеяться, и он стал серьезным. A încetat să mai râdă și a devenit serios. Лавру часто называли постмодернистским житием. Лаура a fost adesea denumit ca o viață postmodernistă sau un trai postmodernist. Но Лавр лежит в русле той литературы, которая начала появляться в России совсем недавно. Însă Лаур se află în albia acelei literaturi care a început să apară în Rusia recent. То, что в Лавре кажется явлениями постмодернизма, și ceea ce pare a fi în Лаур ca o apariție a postmodernismului, на самом деле, это черты средневековой поэтики. Sunt de fapt trăsăturile поэтичии медиевале. Вы знаете, я об этом читаю лекции, но сейчас я читать лекции не хочу. Știți că eu am asemenea lecții pe care le prezint. Потому что am asemenea cursuri, dar acum n-am să vă țin un curs. Это не общая интересная тема. Pentru că nu este o temă general interesantă. Я скажу только одно. Și am să spun un singur lucru. Скажу не научными, а совершенно простыми человеческими словами. Și n-am să spun cu cuvinte științifice, ci cuvinte obișnuite, omenești. С нашим наследием православным, нашим общим наследием, cu moștenirea noastră православнică, generală, надо работать. Trebuie să lucrăm. И надо искать те формы, в которых это наследие может быть принято молодыми людьми, например. Și trebuie să căutăm acele forme care să fie primite de tineri, de exemplu. Я пытался найти такую форму. Și am încercat să găsesc o asemenea formă. Я не хотел никого давить. N-am vrut să fac presiune asupra nimănui. Я не хотел никого убеждать. N-am vrut să convinc pe nimeni. Потому что сейчас все, в общем, довольно нервные. Pentru că acum toți sunt destul de nervoși. Я хотел единственного. Și am dorit un singur lucru. Сказать, вот есть такой путь. Să spun, uitați, este această cale. По этому пути можно идти, можно не идти. Puteți să mergeți pe această cale, puteți să nu mergeți. Когда человека не давишь, когда ты не агитируешь, а просто спокойно выражаешь свое мнение. Când nu faci presiuni asupra oamenilor, când nu încerci să faci propagandă, pur și simplu îți exprimi punctul de vedere, părerea. В сердце вот открываются какие-то двери. În inimă se deschid un fel de porți. Которые обычно закрыты. Care de obicei sunt închise. Как у нас сейчас в России говорят, не надо пасти народы. Cum se spune acum la noi în Rusia, nu trebuie să păstorești popoarele. Говори с конкретным человеком. Vorbește concret, un om concret. Нормальным языком. Cu o limbă normală. Конечно, язык Лавра не очень нормальный. Sigur, limbajul sau limba din Лавр nu este chiar foarte normală. Это язык, русский язык от 11 до 21 века. Este limba rusă din secolul 11 până în secolul 21. Который, как мне сказали, потрясающе перевела переводчица. Care a fost tradusă uimitor de bine de către traducătoare, după cum mi s-a spus. Вот. Но это тот язык, который позволил читателю молодому, например, însă este acea limba care a permis unui cititor, să zicem un cititor tânăr, не чувствовать себя чужим на этом празднике. Să nu se simtă străin la această sărbătoare. Потому что, когда люди слышат в форме проповеди, pentru că atunci când oamenii aud ceva sub forma unei predici, какие-то истины, ceva adevăruri, действительно высокие и важные истины. Într-adevăr, adevăruri foarte înalte și importante. Они часто отворачиваются. Adesea se întorc cu spatele. Они говорят, это
общеизвестные истины. Ей спон, acestea sunt adevăruri general cunoscute. Но от того, что истина общеизвестна, она не перестает быть истиной. Dar faptul că este un adevăr general cunoscut nu încetează, acest adevăr nu încetează să mai fie adevăr. Но надо уметь смотреть на вещи свежими глазами. Dar trebuie să știm să ne uităm la lucruri cu o privire proaspătă. Не надо никого никуда тащить. Și nu trebuie să tragi pe nimeni nicăieri. Надо просто сказать, вот есть такая жизнь, эта жизнь непростая. Trebuie să spui pur și simplu, există această viață nu este simplă. Но кое-что она дает. Dar ceva totuși îți dă. Это то, что я пытался делать в своем романе. Este ceea ce am încercat să fac eu în romanul meu. Есть ли еще вопросы? Mai aveți întrebări? Domnule Vodoraschin, cu referire la romanul Laur, a scris cu Laura o capodoperă și știți foarte bine asta. Eu am citit cartea lui, primele pagini, m-au dus într-o lume dostoevskiană, impresia că citesc Dostoevski în față. Izba aceea ne vorbește de satul Karamazovilor, am impresia, sau avem impresia că suntem într-un sat al Karamazovilor și ei frații s-au adunat într-o casă și stau acolo și discută despre mari întrebări, despre posibilitatea răului în lume, prezența răului în lume, despre liberul arbitru, îl iau, face Ivan, îl ia pe Dumnezeu de gât. Totuși, Laur este un roman rus, minus, îmi spun eu, dimensiunea filozofică. Adică nu există în romanul acesta nicio undă de îndoială. Arsenii, Laur are tot timpul convingerea că toate sunt la locul lor, că Dumnezeu e în toate. Nu există nicio undă de răzbătire la eroul dumneavoastră. De ce nu l-ați lăsat să fie ispitit? Fiindcă este o imago cristic, până la urmă, romanul acesta. Nu l-ați lăsat nicio formă pe Laur să fie ispitit pe tot traseul celor trei cărți. De ce nu ați făcut asta? Fiindcă sunteți un autor rus și este un roman rus acesta. Mulțumesc! То есть почему я не позволю искушать Лавра на протяжении всего романа, потому ли что он русский? Вы знаете, нет, это не та причина. Ну, aceasta nu este cauza. Русские люди так подвержены искушениям. Руси sunt atât de mult supuși ispitei. Со страшной силой. O forță înfricoșătoare. Мало кто так искушается, как русский человек. Sunt puțini care se poate fi ispitiți atât de mult cât este ispitit Rusul. Но мне кажется, у Лавра много было искушений. Dar мне не пare că Лавра a avut multe ispite. Первое искушение – это искушение телесной любовью, которая состоялась между ним и Устиной. Prima ispită este dragostea trupească între el și Ustina. Это искушение он не выдержал. Și nu a rezistat acestei ispite. Но потом возникает в его жизни другая женщина. Apoi în viața lui apare o altă femeie. И вот это искушение он выдерживает. Și el rezistă în fața acestei ispite. А вообще его жизнь постоянное искушение, потому что он не знает, правильно он поступает или неправильно. Și în general, întreaga lui viață este supusă ispite, pentru că nu știe dacă procedează bine sau nu. Это только кажется, что святые, они родились святыми, и потом как святые всю жизнь идут. Doar mi se pare că sfinții se nasc sfinți și așa sfinții își parcurg toată viața. Вот вспомним, здесь уже говорили о фильме «Остров». Să ne amintim filmul «Остров», menționat aici. Он начинается грехопадением героя. Și el începe cu păcatul eroului. И потом вся жизнь – это попытка искупить этот грех. Și apoi întreaga viață este încercarea de a își depăși acest păcat. То же самое происходит с Лавром. La fel se întâmplă și cu Laur. Он постоянно в сомнениях. Este în permanent în
Se îndoiește permanent. Иногда ему хочется все бросить и исчезнуть вообще. Și uneori vrea să lase totul și să dispară. Но он преодолевает эти искушения. Dar el depășește această ispită. Вот, вообще, вы знаете, вы затронули очень важный вопрос. Generalно, это un aspect sau o problemă foarte importantă. Искушение святых. Și anume ispitirea sfinților. Это люди, святые, обычно люди огромной энергии. Сфинти, in general, sunt oameni cu o energie uriașă. Вот просто я знаю очень много жизнеописаний святых. Pur și simplu cunosc multe descrieri ale vieților sfinților. Это сгустки энергии. Și aceasta este un concentrat de energie. Представьте, как такому человеку сдерживаться. Și imaginați-vă cum îi vine unui asemenea om să se abțină. Для него это особо сложно. Pentru el este deosebit de dificil. И святой это не тот, кто не грешит и не тот, кто не грешит. Iar un sfânt nu este cel care nu păcătuiește. Святой это тот, кто грешит, но по-настоящему кается. Un sfânt este cel care păcătuiește, dar se căiește cu adevărat. Вот у меня был случай вчера в Яссах, позавчера, рассказать в двух предложениях одно страшное житие. Și la Iași, numai cu două zile, a trebuit să povestesc un episod îngrozitor. Это житие северно-русского святого Варлама Керенского. Este vorba despre viața unui sfânt, Варлам Керенский. Вы даже не подумайте, что такими бывают, не могли подумать, что такими бывают святые. Nici nu puteți crede că există asemenea sfinți. Но это как раз иллюстрация к моим словам о том, что святой это не тот, кто не грешит, а тот, кто кается. Dar aceasta este o ilustrare la ceea ce am spus mai devreme, și anume că sfânt nu este cel care nu păcătuiește, ci cel care se căiește. Так вот, житие Варлама Керенского заключается вот в чем. Это был... Viața acestui Варлам Керенский este următoarea. Это был священник, который убил свою жену. El a fost un preot care și-a omorât soția. Это страшный грех для любого человека. Este un păcat îngrozitor pentru orice om. Но для священника это вдвойне грех. Dar pentru un preot este un păcat dublu. Он убил ее, как сказали бы сейчас в полицейском протоколе, в состоянии аффекта. Și l-a omorât-o, cum am scris acum într-un proces verbal de la poliție, în stare de afect, de enervare. Ему показалось, что она ему изменила. Pentru că lui s-a părut că l-a înșelat. И когда он пришел в себя, și când și-a revenit, и понял, что произошло, și-a înțeles ce s-a întâmplat, он положил ее тело в лодку. I-a pus trupul într-o barcă. Это было на Белом море. Și asta на самом севере. Pe marea, la Marea Albă, undeva foarte nord. Возле полярного круга. Lângă cercul polar. Он положил ее тело в лодку, сел в лодку сам и поплыл. I-a pus trupul în barcă, s-a așezat și el în barcă și a plecat cu barca. И он плавал много месяцев. Și a vâslit luni de zile, mai multe luni de zile. Плавал до тех пор, пока тело его жены не разложилось. Și a vâslit până când trupul soției lui nu s-a descompus. Это было то наказание, которое он сам для себя придумал. Și aceasta a fost pedeapsa pe care și-a luat-o singur. И никто не знает, что он думал эти месяцы, когда плавал с телом своей жены. Și nimeni nu știe la ce se gândea el atunci, în acele luni, când era în barcă cu trupul soției. Но после этих месяцев у него открылся дар чудотворения. Însă, după aceste luni, i-a apărut darul de a face minuni. И он стал помогать морякам на Белом море, он стал их спасать. Și a început să-i ajute pe marinarii de pe Marea Albă, a început să-i salveze. И он был канонизирован. Și a fost canonizat. Вот такое удивительное житие, которое говорит о том, что даже самый страшный грех может быть началом такого просветления, о котором даже подумать нельзя было.
Și acesta este un exemplu cum un păcat atât de îngrozitor poate să fie începutul unui luminar. Este și o problemă. Mai aveți întrebări? Vă mulțumesc că sunteți în seara aceasta la București. Și apropo de păstoria altor popoare și de ispitirea Sfinților, aș vrea să vă pun o întrebare legată de faptul dacă conducerea superioară a țării dumneavoastră are inspirație filozofică apropiată, ziceți, de ortodoxie. Nu este o întrebare politică. Da. Întrebarea este dacă conducerea superioară a țării dumneavoastră are o inspirație filozofică care are o sorginte apropiată de ortodoxie. Мне всегда трудно отвечать по поводу руководства страны. Întotdeauna mi este greu să răspund la întrebările în ceea ce privește conducerea țării. С которым я близко не знаком. Pentru că nu-i cunosc îndeaproape. Вот. Но что я могу сказать? Высшее. Ce să vă spun? Все высшее руководство нашей страны православное. Întreaga conducere superioară a țării noastre este ortodoxă. Это люди, которые ходят в церковь. Sunt oameni care merg la biserică. И в общем, некоторых в России это раздражает. Și pe unii îi enervează acest lucru în Rusia. Большая часть интеллигенции считает, что это личное дело Путина, Медведева. Cea mai mare parte a intelectualității consideră că aceasta e treaba personală a lui Putin, a lui Medvedev. Их раздражает, что они стоят перед камерой. Și enervează faptul că stau în fața camerei de filmare atunci când sunt în biserică. То есть вот эта часть населения считает, что если человек ходит в церковь, это его личное дело. Această parte a populației consideră că dacă omul merge la biserică, asta este treaba lui personală. Мне кажется, что все-таки так радикально судить не нужно. Мне не сапаря, что не требуется судекам тянуть это радикал. После того ужаса, которое делала власть с церковью в советское время. După lucrurile îngrozitoare pe care le-a făcut puterea cu biserica în vremurile sovietice. Я считаю, что власть нынешняя должна за нее каким-то образом покаяться. Consider că actuala putere trebuie să se căiască într-un fel pentru aceste fapte. Пусть это покаяние будет в форме посещения служб. Chiar dacă această căință este în forma de a merge la slujbă. Мне кажется, что вот об этом забывают те, которые считают, что церковь вообще должна быть незаметна в жизни. Să pare că aceasta e greșeala celor care consideră că biserica trebuie să fie neobservată în viață. За 20 век у нас больше мучеников святых в России, чем за всю предыдущую историю. Pentru secolul 20, mi se pare că sunt mai mulți mucenici decât au fost în întreaga istorie a Rusiei. Поэтому независимо от того, люди верующие или неверующие. Așa că indiferent de faptul dacă oamenii sunt credincioși sau nu, они, на мой взгляд, должны испытывать чувство вины за то, что произошло. Ei trebuie să aibă, după părerea mea, sentimentul vinei pentru ceea ce s-a întâmplat. И чувство особой ответственности. Și sentimentul unei responsabilități deosebite. Я помню, сколько у нас было какая была бурная полемика вокруг предмета школьного основы православной культуры. Mi-aduc aminte ce polemică vehementă a fost față de obiectul sau disciplina culturii pravoslave în școală. Причем вот те, кто были против того, чтобы были основы православной культуры в
școlile prăgrade. Cei care erau împotriva ca aceste elemente ale culturii pravoslave să fie în curicula școlii, они вообще не слышали никаких аргументов. Ei nu auzeau niciun fel de alte argumente. Потому что им говорили, это факультатив. Lor li se spune, aceasta este o opțiune. Они говорили, не надо детей этому учить. Și ei spuneau că nu trebuie să învățăm pe copii. И они хотели, чтобы все не учили. Și vreau ca nimeni să nu învețe aceasta. Где же здесь демократия и либерализм? Unde e democrația aici? Ведь это было сказано с позиции либеральных. Pentru că acest lucru a fost spus de pe o poziție liberală. Как раз либеральная позиция предполагает, что есть выбор у всех учиться религии или не учиться. Iar tocmai poziția liberală prevede că poți să optezi dacă să înveți religie sau nu. Вот. И вы знаете, говорили, что нигде нет таких. Это только в России основа православной культуры. Și spuneau că nu este nicăieri asemenea curs bazele culturii pravoslave. Я 5 лет жил в Мюнхене. Eu am trăit 5 ani la München. Моя дочь ходила в немецкую гимназию. Fiica mea mergea la gimnaziu german. Там не просто эвфемистическое название основы православной культуры. Și acolo nu mai este denumirea eufemistică a bazelor culturii православной. Там занятие, которое называется religionsunterricht. Занятие по религии. Acolo sunt cursuri de religie, cum a spus dânsul germană. И ничего немцам это не мешает. Și nu împiedică cu nimic pe nemții acest lucru. Вот. Я скажу честно, что я здесь лицо пристрастное в этом вопросе. Vreau să spun că eu sunt aici o persoană care are o patimă în privința acestei probleme sau acestui aspect. Один из моих предков был замучен в концентрационном лагере как православный священник. Unul din predecesori, nu, din strămoșii mei a fost chinuit într-un lagăr de concentrare pentru că era preot. И когда я слышу разговоры о том, что религию вообще надо как можно меньше на всех уровнях удалить из жизни. Și atunci când aud că religia ar trebui să fie îndepărtată din toate domeniile vieții, я вспоминаю об этом своем родственнике. Îmi aduc aminte de această rudă. И мне становится нехорошо. Și nu prea mi este foarte bine. Вот так я бы ответил. Cam așa aș răspunde la întrebare. Какие у вас был вопрос, по-моему, да? Моя Здравствуйте. Short questions. Аста ты задала мне, да? Only one. Because it's deci încă o singură întrebare. Bună seara. Добрый вечер. Добрый вечер, Евгений Романович. Меня зовут Игорь Русенко, я писатель и литературовед бессарабский. У меня вопрос недоразумения. Скажите, пожалуйста, ваш произведение считается как филологическим. Вы согласны с этим? И у меня на этот счет другое представление, что ваши произведения восходят к Апоязу, скажем, к Юрию Тунянову, да, смерть и Кука. Se consideră, literatura critica rusească consideră că romanii domnului Podolaskin sunt, deci literatura critica rusă o cataloguează drept literatură filologică. Și dacă e de acord cu asemenea interpretare. Eu. Я не согласен с этой точкой зрения. Nu sunt de acord cu acest punct de vedere. Я не люблю филологическую литературу так же, как я не люблю исторических романов. Мне не нравится литература филологическая, как мне не нравятся романы исторические. Историческая литература и
значит, филологическая литература, ее еще иногда называют профессорская литература. Литература филологическая, литература профессиональная. Это литература, которую пишут только головой. Это литература, которая сведет только головой. Я пишу сердцем. Я пишу с инима. Я прошу прощения за это пафосное выражение, но это именно так. Și-mi cer scuze pentru această expresie, exprimare atât de pasională, dar așa este. Я могу сказать, что когда я писал роман «Лавр», я плакал. Pot să vă spun că atunci când am scris romanul «Лавр», am și plâns. Можно говорить о том, хорошо он написан или плохо. Putem să spunem dacă e bine scris sau nu este bine scris. Одно, мне кажется, не вызывает сомнения, он написан честно. Însă un lucru care nu se pune sub semnul îndoielii, și anume că este scris cu sinceritate. А это уже не имеет отношения ни к профессорам, ни к филологии, ни вообще к каким-то другим. Și aceasta nu are nicio legătură nici cu profesorii, nici cu filologii și nici cu alții. Спасибо. Vă mulțumesc. Спасибо. Vă rog frumos, facem pagă pentru autografă.